fost foarte bucuros că m-a căutat Consiliul Județean să particip și eu la prima ediție a Festivalului Virtus Colaci și împreună cu o firmă din Lupeni, lângă Odul Heiu Secuiesc, încercăm să stabilim un record mondial ca cea mai mare Virtus Colaci din lume, neoficial. Și la anul cred că o să și oficializăm în ediția a doua a festivalului. Și ne-am gândit că ar fi un gest frumos că Curteș Colaciul, care o să aibă, sper că peste 15 metri, o să fie distribuit. Deci dăm un cadou la suporterii echipei lui Steaua București, care o să vină duminică la Brașov și o să jucăm echipa noastră Șepșilașca, o să aibă un meci extrem de interesant și un meci la care acum 3-4 ani nimeni nu s-a gândit că vreodată o să aibă loc. Și vrem să donăm Curteș Colaciul pentru suporterii echipei Steaua, ca să se simte și ei că noi suntem ospitalieri, cum se spune. Din cauza că acum o lună jumate am fost într-o deplasare și am stat împreună cu suporteri și într-o localitate suporterii noștri au fost nevoiți să bea o apă care avea cel puțin 26-27 de grade pentru 3 lei un pahar de apă și atunci am spus că noi încercăm să fim ospitalieri cu toți suporterii care o să vină de acum încolo la Brașov, dar sper că nu mult la Brașov, după aia la Sfântul George, și să facem un gest, fiindcă fotbalul nu este pentru conducători, fotbalul este pentru suporteri. Conducătorii se mai schimbă, dar suporterii rămân fideli până la moarte la o echipă. 20 de muncitori care o să lucreze împreună pentru a stabili recordul neoficial, care sâmbătă după masă o să fie gata Curteș Colaciul, și sperăm că la anul, în ediția a doua, deja putem să vorbim despre un record oficial. Mulțumesc!